Elena Udrea va ajunge la penitenciarul de femei Târgșor. Ea a fost predată autorităților române în vama Ruse Giurgiu. Și mergem chiar acum la colegul nostru, Cristi Georgescu. Cristi este în fața penitenciarului. Bun găsit, Cristi. Care sunt pașii pe care Elena Udrea îi urmează în momentul în care va ajunge acolo? Bun găsit, Sergiu, bun găsit, doamnelor și domnilor. Odată ajunsă aici, se va face predarea de către echipajul ce o aduce pe Elena Udrea aici la penitenciarul Târgșor. Se vor face ulterior formalitățile de încarcerare ale acesteia și mai departe va urma etapele pentru perioada de carantină de 21 de zile pe care o va petrece Elena Udrea aici la penitenciarul de femei Târgșor. Ei bine, în această perioadă medicii o vor evalua atât din punct de vedere al sănătății, dar cât și psihic, având în vedere faptul că i-a spus în enumărate rânduri că aceste condiții din România, din închisori, nu sunt cele la care se aștepta și ulterior ea va putea să aibă parte de mai multe activități, între care să, în funcție de regimul pe care îl va avea deschis sau semideschis, să participe la anumite activități. Ei bine, ea este așteptată aici cu covorul roșu, așa cum spuneam și în etapele anterioare, în edițiile anterioare și chiar cu câteva afișe unde scrie Dumnezeul politicii românești. Acestea din urmă au fost puse de către Marian Ceaușescu, celebrul protestatar, care i-a adus Elena Udrea covorul roșu pe care l-a poziționat în fața închisorii, dar și o șampanie pentru copii și, bineînțeles, orez și niște papuci pe care așteaptă să îi le ofere. Elena Udrea va putea să aibă, dacă va avea regim semideschis și deținute, dar asta depinde de ceea ce se va întâmpla ulterior după perioada de carantină.